Mi-a bas melon, cântați cu noi și va fi mai ușor. Cu personajele să vă întâlniți, balau vrăjitoare mi și mi. Balau vrăjitoare mi și mi. În lumea bazmelor. Mă numesc Cornelia Berteșteanu, sunt președintele organizației ASCED din Râmnicu Sărat. Proiectul nostru se numește Solidaritate intergenerațională și interetnică. Prima parte a proiectului se adresează lor, bătrânilor. Dorim să-i ajutăm prin intermediul voluntarilor noștri să poată să-și facă cumpărăturile, să socializeze, să-și transfere experiența de viață către tinerii voluntari și către copiii din școala numărul 2, aflați în situație de risc de abandon școlar. Dorim ca să-i ajutăm pe acești copii, acordându-le sprijin educațional, organizând împreună cu ei activități extracurriculare care să fie pe placul lor. Dorim să le facem o școală prietenoasă, să-i atragem către această instituție și, în plus, dorim ca o parte dintre beneficiarii direcții bătrâni să devină resursă pentru ei. Lucrul cu acești copii e plăcut, e și interesant pe de o parte și chiar am prins drag de ei. Și încercăm, ei sunt speciali, încercăm să-i ajutăm și să-i atragem la școală. În afară de atelierele de arte vizuale și abilități practice, au mai fost ateliere de dans, ateliere de limbi străine. Copiii în perioada sărbătorilor de iarnă au învățat diferite colinde, atât în limba română cât și în limba engleză. Hello, snowman, hello, snowman, hello, Santa, happy home again. Holidays, happy holidays. Copiii au scris scrisori și și-au dorit din partea lui Moș Crăciun jucării rechizite, un moment de neuitat pentru ei, pentru niște copii care nu mai fuseseră niciodată în capitala țării, care nu mai fuseseră niciodată într-o excursie până atunci. Am fost la București prima oară când aveam acum 12 ani. L-am văzut când am ajuns, l-am văzut pe Moș Crăciun, am vorbit cu el și ne-a dat cadourile care le voiam noi. O mașină pe telecomandă BMW X6, dulciuri foarte multe și pentru mine și pentru frații mei, și geacă și ghete care le port pe mine. Haide, stai un pic, ne-a căzut coroana. Și la aceste activități, la aceste evenimente, dorim să invităm și pe părinții lor să vadă că acei copii pe care îi considerau fără șansă, fără talent, fără posibilitatea de a învăța, au niște aptitudini care pot fi cultivate și să le creăm și lor încrederea în propriilor copii și în ceea ce face școala. Educația mi se pare un lucru esențial. Este educația schimbă mentalități, educația oferă oportunități, educația oferă progres societății în general, comunității respective și societății în general. Cred că evoluția unei societăți va trebui să înceapă cu educația.